Ar putea să fie ajuns prea târziu. Când am intrat, erau afară, era un meeting care cerea Statele Unite ale Europei. Era un protest, da, de susținere a federalismului. Vor să se dezintegreze statele. Da. E ceea ce a vorbit doamna de la SND împotriva națiunilor. Cine sprijină mișcarea asta? SD și PPE. Cine îi sprijină? Cine are majoritatea? De mai departe. Păi și asta, Ursula a vorbit de așa ceva. Și de ce vor să facă asta? E, îți dai seama, nu mai ai țară, nu mai ai reprezentativitate. Eu știu cum vor face alegerile astfel încât să ai altfel de reprezentativitate. Și atunci? Se duc către o dictatură foarte ciudată. Nu, încă nu-mi dau seama cum vor fi aleși reprezentanții. Dar tare mi-e mie că își vor face niște caste ale lor. Deja sunt făcute. Iar ăștia care erau cu pancardele în fața, cu pancardele în fața Parlamentului European, ăștia nu vin de sine stătători, ăștia s-au dus de partide. Ca să se vadă că există mișcări. Și ce se va întâmpla cu România? Va dispărea, pur și simplu. Pe Orban de ce se opune? Pentru că statul lui este mic, mult mai mic decât România și va fi dezintegrat, cine știe asta. Da. Și de ce se opune numai el și cu tine? De ce alții nu se opun? Pentru că le e frică. Și Fițo s-a opus și l-au împușcat. Mă aștept. Trump a fost împușcat. Și el se opune. Hai da. Totuși, dacă stai să te uiți în Statele Unite ale Americii, mă rog, care nu poți să zici că au istorie, că au fost ca noi state care... Acolo s-a creat totuși un fel de uniune de state, dar în care fiecare stat are propria sa identitate. Și bătălia? În ce etapă este bătălia cu desființarea statelor? Foarte înaintată. Și deci... Vorbesc foarte serios. Te văd pe tine că ești șocată, e foarte înaintată. Și acum înțeleg de ce în România sunt toate problemele astea pe care le avem în guvern. Și care e ultima șansă a României să mai izgândească? Să se ridice toți. Și toți europarlamentarii de aici să lupte pentru păstrarea identității României. Ai avea probleme că sunt de la alte partide? Dacă ar face ce trebuie? Nu. Pentru că i-am auzit cerând că trebuia să-i votezi. Ce? Am auzit cerând votul tău pentru unii dintre ei. Păi nu mi l-au cerut. Nici nu au vorbit cu mine. Eu nu pot să votez pe unul care își dorește dezintegrarea națiunii, care vrea identitate de gen în școli, care vrea război, care vrea armament trimis în Ucraina. Păi asta înseamnă că trimitem oameni să moară pe câmpul de luptă în Ucraina. Și ei fac așa din proprie inițiativă sau este grupul sau care este schema după care ei acționează? Aici. Totul se hotărăște aici. Dacă nu, cumva se hotărăște și în altă parte, pentru că... Trebuie să mă uit că am impresia...